6 tineri cu vârstele cuprinse între 16 și 24 de ani au fost reținuți suspectați de comiterea unui jaf și a unei tâlhării. Potrivit Poliției Capitalei, ambele cazuri au avut loc în noaptea de 28 spre 29 ianuarie. Primul caz a fost înregistrat la ora 22, în timp ce victima, un bărbat de 40 de ani, se deplasa spre domiciliu. Tinerii s-ar fi apropiat de acesta, i-au aplicat mai multe lovituri și în mod deschis i-au sustras un inel din aur și portmoneul cu acte, carduri și bani, cauzându-i un prejudiciu în sumă de 9.250 de lei. Al doilea caz a avut loc în aceeași noapte, la ora 1, pe Bulevardul Moscovei. Cei 6 tineri au amenințat victima cu o armă machetă, iar ulterior i-au sustras un telefon mobil în valoare de 2.300 de lei. Ofițerii de investigație ai sectorului Râșcani din cadrul Direcției de Poliție Chișinău i-au identificat și localizat pe suspecți. Astfel că la data de 1 februarie, cei 6 au fost luați de poliție direct din dormitor. Oamenii legii au dat buzna în casă când toți încă dormeau. Deșteptare, băieți, poliția! Duc actele la control, vă rog. Ulterior, aceștia au fost încătușați și escortați la inspectorat pentru audieri. Bunurile sustrase au fost depistate de către polițiști și urmează a fi returnate victimelor. Potrivit poliției, tinerii sunt originari din Chișinău și și-ar fi recunoscut vina. Este de menționat că anterior indivizii au mai fost trași la răspundere pentru infracțiuni similare. Acum, suspecții sunt cercetați penal pentru jaf. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 10 ani privațiune de libertate.